Guvernul a întreprins primii pași concreți pentru achiziționarea vaccinului anticovid-19, iar campania de vaccinare din primul semestru al anului viitor începe să nu mai fie doar o promisiune. Ministrul Finanțelor Publice, Florin Câțu, a anunțat că România a plătit avansul pentru vaccinul anticovid-19. Astfel, Ministerul Finanțelor a plătit 12 milioane de euro ca avans. Gabriela Del Pupo vine cu toate datele. Bun găsit, Gabriela! Ce se mai știe până acum? Bun găsit, într-adevăr, aceasta este doar o primă tranșă, investiția totală fiind de 100 de milioane de euro pentru țara noastră. Bineînțeles, Comisia Europeană a anunțat că va distribui vaccinul în funcție de populația țării. Primele doze, a anunțat Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare în România, vor ajunge în luna decembrie. Bineînțeles, prioritar vor fi vaccinați medicii și persoanele vulnerabile, vârstnicii și cei care au boli cronice. De asemenea, trebuie să spunem că compania Moderna este ultima cu care s-a semnat contract, aceasta anunțând un vaccin cu eficacitate de 94,5%, o eficacitate foarte mare. Studiile clinice însă le-a terminat doar o singură companie până acum, e vorba de AstraZeneca, care așteaptă în America aprobarea de la FDA, după care o agenție asemănătoare din Europa trebuie să-și dea acordul înainte ca vaccinul să poată fi distribuit. Așteptăm, bineînțeles, să vedem exact ce decizii va lua Uniunea Europeană în ceea ce privește aceste doze, care sunt, cel puțin pentru România, undeva pe la 2,4 milioane rezervate și, bineînțeles, vești bune, o primă tranșă destul de consistentă, de mai bine de 10%, a fost deja achitată, anunță Ministrul Finanțelor.